Da, urmează un meci pe care îl așteptăm noi jucătorii, cred că și suporterii. Și ne dorim foarte mult să fie un spectacol frumos în care, bineînțeles, noi să luăm toate cele trei puncte puse în joc. O să fie o atmosferă incendiară, cred. Cred că fanii noștri o să fie în număr mai mare ca și al lor, pentru că dinamoviștii au arătat pe tot parcursul campionatului ce înseamnă iubirea față de echipă și în momentele cele mai grele în care nimeni nu mai credea, ei au fost alături de noi și ne-au împins de la spate, cred că ne-au dat acel forcing de care am avut nevoie tot timpul. Tratați acest meci ca un derby, pentru că atunci când Dinamo era în prima ligă, spunea despre FCSB că este marea rivală. Important este pentru noi să tratăm fiecare meci cu să jucăm la victorie în situația în care suntem noi. Avem nevoie de puncte, avem nevoie să arătăm pe teren că nu degeaba am ajuns acolo cu câteva înainte etape de finalul campionatului să ne batem la promovarea directă. Cred că mulți nu ne mai dădeau nicio șansă și au crezut că Dinamo nu o să prindă iarna, nu o să prindă toamna. Dar cred că am arătat pe teren de ce suntem în stare și cred că am avut cel mai bun parcurs din acest sezon. Unde o să fie derbiul mai aprig? În tribună sau în teren? Eu zic că în teren, normal, și în tribună o să fie atmosferă foarte frumoasă pentru că știm cu toții care este rivalitatea, dar cred că e important să câștigăm pe teren. E bine că s-au adaptat meciuri marți, altfel erați în campionatul de Paște. Nu mai conta acest lucru, am mai prins și să fiu un cantonament de Paște. Cred că cel mai important e să luăm cele trei puncte puse în joc. Asta este Voi obiectivul. sunteți echipele cele mai în formă în momentul acesta, măcar dacă ne gândim prin prisma aspectului jocului. Dinamo a crescut de la etapă la etapă, CSEA Steaua joacă, are un joc destul de plăcut. Cum crezi că o să fie? Da, într-adevăr, întâlnim o echipă bună. Nu... Eu zic că o să fie un meci frumos, pentru că și CSEA este o echipă care joacă, construiește, exact ca și noi. Cred că o să fie un spectacol pe teren și în tribună. Ali Popa spunea că voi sunteți să apăreți. Cum vezi? Da. E va doarme sau? Încearcă să va doarmă sau cu declarația asta? Ar fi culmea să dormim la ora jocului. Nu, nici eu nici nu am citit, nici nu știu ce s-a vorbit, ce s-a declarat. Nu. Ei, mulțumim că s-a gândit la noi. El a spus că păreți mai în formă voi în acest moment. Păi, da, a spus realitatea. Cred că Dinamo a arătat cel mai bine. De când a început play-off-ul, Dinamo a arătat cel mai bine pe teren și cred că asta le-a dat de gândit și lor. Ai revăzut meciul din sezonul regulat cu CSEA Steaua? V-ați mai uitat la el, sincer? Am făcut o analiză atunci după meciul care l-am jucat și urmează să mai vedem o altă analiză mai actuală. Nu Vedeți cred o că are... revanșă? Da, avem și eu o revanșă, dar în momentul de față alta este situația în care suntem noi acum și cred că alta o să fie fața noastră în acest meci. Așteptați promovare? Toată lumea vorbește doar de promovare. V-am spus, când am plecat la acest drum, a fost foarte greu pentru noi și cred că lucrul acesta ne-a ajutat cel mai mult. Am reușit să formăm un grup foarte puternic din cauza că problemele s-au ținut lanț de noi și cred că asta ne-a unit, ne-a întărit mult mai mult. Cred că am arătat o creștere constantă, adică am arătat de la meci la meci mai bine, mai bine. Ne-a lipsit puțin și pregătirea care n-am reușit să o facem împreună, cum era normal să o facem cu toți jucătorii și cu antrenorul nostru. Cred că echipa a ajuns la un potențial bun și o să mai crească. Se mută acest derby în Liga 3 de la anul? Și voi și CSEA? Credeți că e Nu posibil? cred. Cred că noi avem șanse mai mari ca și ei. Acum,
cum ați primit voi vestea că locul 3 n-ar fi suficient pentru promovare directă, ci că trebuie să luați locul 2 în noul context? Nu mă pricep la legi, la stat, la regulamente, la vorbiți cu conducerea asta. Știați că locul 3 e suficient ca să promovați direct, păi, acum ar trebui să... Ce știam noi, știați și voi. Adică nu. Mai mult, eu nu iau în considerare nicio știre că le luăm degeaba deocamdată. Când o să vină ceva oficial, vedem unde suntem, facem calcule și deocamdată, eu zic că sunt doar niște discuții care, bineînțeles, au apărut și înainte de acest meci ca să facă și un tam-tam. Dar astea condiții, doar Vitoria, simțiți că vă ține acolo sau și un egal? Noi suntem obligați să jucăm la Victorie, pentru că contra... Normal, Galați au câștigat, suntem cumva într-un fel condamnați la Victorie. O să vedem ce o să întâmple, să rămânem acolo, în luptă. Cum e pentru voi, jucători, cu salariile la zi, o situație mai mult așa, obișnuiți la începutul sezonului? Cum e să așteptați ținea meciuri importante și sărbători cu salariile la zi? Eu zic să vorbim despre acest meci frumos care urmează să fie. Nu trebuie să băgăm lucrurile acestea în discuția de astăzi. Cred că nu, la acest meci nu mai este vorba de motivație suplimentară, de bani, de nimic. Acest meci se joacă cu sufletul pe teren, cu ambiție și atât. Tot Adi Boba spunea precedenta conferință, cum că din anul ar avea 7 echipe, nu știu de care, ce cu. Nu mai în prima ligă, nu mai. De ce îi transmite? Nu îi transmit nimic. Nu îi transmit nimic lui Adi Popa. Să aibă un Paște fericit, împreună cu familia. Dacă asta consideră el și asta a spus, n-am nimic ca să-i răspund. Cred că e un băiat extraordinar și trebuie să jucăm pe teren și să vedem ce o să întâmple. Discuții pot să fie și răutăți în continuu. Noi, treaba noastră e să o facem pe teren, nu să vorbim la conferințe sau altceva.